Oficialii Gloriei au confirmat azi numele noului antrenor. E vorba de Ștefan Stoica, tehnician care a mai pregătit Gloria în 2007 și 2008. Cel care a intermediat revenirea lui Ștefan Stoica este președintele Dan Tulpan, care a păstrat relații bune cu tehnicianul Oltean. Certe că după despărțirea din 2008, atât gloriei cât și antrenorului Fanestoica nu le-a mers prea bine. Dacă de atunci Gloria a retrogradat o dată din Liga 1 și de două ori din Liga 2, ultima oară chiar în această vară, Ștefan Stoica a fost demis sperând de la internațional Pite și Milsami Orhei, ultima echipă din campionatul Moldovei. Mai mult, de curând, Fanestoica a ajuns să antreneze în Liga 4 -a, la Fece Podar din județul Craiova. În urmă cu patru ani, Ștefan Stoica a fost demis de la Gloria de fostul patron Costel Bucur, după ce echipa din Crâng pierduse trei meciuri din trei. Ștefan Stoica a ajuns deja la Buzău, iar la această oră conduce un prim antrenament, urmând ca mâine să dispute și un meci amical. Stoica va fi însoțit la Gloria de un preparator fizic.